distruge acum mai tare și nimeni nu e măsuri. Nu e o măsură nimeni. Absolut. Nici nu omul, nici nu cade nimeni. Chiar zilele astea m-am întâlnit cu poliția și am vrut să mergem în defilion. O să eu, noi n-avem șcata în defilion. Poliția îi spune că eu n-avem șcata în defilion. Comisarul Vopșeni, el nici nu vrea să vorbească cu mine. Eu pe dânsul critică, îl duc, înțelegi, râd, înțelegi că eu l-am chemat de Josdan să vii, să-i arăt, înțelegi că eu documentele care am făcut și am primit răspuns de la dâns și mie și eu, înțelegi. Ca și ei nu se adiverește, ca și ei nu se adiverește, ca și ei nu se adiverește, dar ei și fac. Dar nu se adiverește, mă judecați-mă pe mine, deschideți-mi ei proces verbal. Voi așa sunt testul mă de făcut, înțelegi, ca altceva nu e. Dar eu cred că sunt la corupție atâția oameni, înțelegi, s-au dus și am pus pe data de 10 și 7 când i-au pus așa, când mă i-a luat pe dâns la control și mi-am dus și ies pe internet, pus fotografie și tu ai văzut-o, care i-a pus pe internet și de... am chemat poliția de urgență, să vie. O venit, înțeleg, și folosit. M-am dus cu dâns, ne-am dus la Mamblat, ne-am dus groapă, teatră, 6-5 mașini erau de teatră, lemne, era scliduri acolo. Nu a făcut nimeni niciun proces verbal, absolut nimic. O nici s-a uitat, s-a râs, s-a dus. Acasă la om? Groapa era acasă la om sau spațiu public? Groapa pe teritoriul primăriei, dar e aproape de grădina omului acolo. Și primăria nu zice nică, da? E complice. Pe teritoriul public se întâmplă ardere de calcar și ei nu zic nimic. Poliția îi scrie sesizare, îi scrie câteva sesizări are la primar scris. Primarul nu are nevoie nimic, că nu se uite. Poliția își face datoria. Eu am venit, eu scris sesizare. Dar cine a făcut proces verbal? Acolo erau vreo 20 de metri de scadometri de lemne. Acolo erau vreo 5-6 mașini de teatră. Acolo era groapă pregătită pentru ardere marului. Omul era acolo, înțelegeți, aproape. Și nu a luat măsuri poliție, și nu iau măsuri nimic. Ei nu sunt cu interesați în treaba asta. Nu sunt cu interesați. Petroși la semne, Petroși la strânge, Petroși la salerge, el trebuie semne. El îmi scrie, tăpi, aceste care, scrisorile astea care le-am făcut, el nu trebuie să mă duc în judecată. S-o pot cine să iau un șapior, înțelegi, de rând, un om de rând care eu discut. Descoperi toate călcăriile astea, eu trebuie să-mi sunt judecat. Eu dacă am 500 de scrisori, mă duc în judecat. Pe mine 500 de scrisori mă coastă 500 de lei. Ca să le trimit acum, 500 de scrisori. Vremea, hârteia, cât este timp, înțelegi, trebuie să descrii să le trimit. Am un iar, îi spun. Scrie și duci de în judecat. Dar și eu și ce spisări, în ce. De fapt, pe mine sunteți cu banii, bă. Altceva nu e. În sala aceea când am scris eu și am pus pe internet aceea când i-am chemat pe dânsă să vadă vara pe aici la mine la ingineșul ăsta care îi spun la la balanii ăștia, la băieții ăștia era în vechea pământ, două cănărești au fost sala. Eu am stat de la oarele 10 până la oarele 1 de noapte, am încărcat var de aici, au venit un bus, am încărcat var, o cănărești și de parte și ei la altă de drum și își deși păzea acolo și un alt din coaș. Am încărcat mașina cu vas la oarele 1 de noapte. O ieșit mașina, a început la două, o ieșit mașina, cu vară subță înainte, cănărieca de urmă. Poliția păzește pe braconierii care fac var la trinca? Da, 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 da. Și erau cu poliție, erau cu drept, înțeleg, și cu drept cu mașina cu var, s-o dus, înțeleg. Și eu pot să-i opresc, să mă duc, să ies cineva, să-i închei cu o teatră în cap, să-mi fac ceva, înțeleg. Dar ei nu fac nică, înțeleg. Nu fac. Și seama cu jos, dar trebuie să mă rim, să-i dăm tenze. E destul și așa cât poate. Dar ministrul ecologiei Munteanu s-a lăudat că o să intervină, s-o oprească braconajul. Nu mai oprește nicăieri. Ei stăți învățați cum am spus și așa se face, înțelegi. Ei au pregătiți comisarii ăștia așa tăți în răionii, vacile, vacile, zărbatele, dar la așa. Deci nu ne are așa caz, fac, știi? Nu ne fac. Aici de răion, dacă el are, cu ministru are vreo 40 de răioane, știți? Aici de tăți îți pregătiți pentru asta treabă. El știe că pe lună are să te iei atâta. Așa trăiește lumea, băi. Cum e greșit? Dar dă-ți șampioni, eu mă uit și fac de greșit. Dă-te strafurile astea care eu prie un pic de la șampioni ăștia. Dă-te mașinile care mărg, înțelegi, pe drum și se duc, abia îți plătiți. Îți plătiți tăți, plătesc în plic. Ei nu suntem nimic, ei ăștia. Dacă ieri am fost la înregistrare la mașină, la transport, aici și eu am și eu mașină, m-aș mă mai interesez să văd ce e. Dar că nu știu până striga la minte, păi, stai unde ar fi și ei. Casa din nebun, eu și ce am avut interes. Rămânește, măi, și-mi trebuie de niște document, e ca în mașina șede, eu nu merg 4 ani de zile și eu vreau să opt la ușor, ai. Și m-a dat de mașina în coajă, înțeles. Băi, doamne, să vedeți și documente întâi trebuie, înțeles. Ne-a dus noi, a
Dar și trebuie să speli mașina, trebuie să o speli, să o curăț, să o aduci, te-ți, să te uiți unde numărul la motor, să-i spui, te-ți înscris, îi dai înscris și eu m-am uitat și mă uitam și toate vremurile. Dar cât și eu nu știu unde numărul la motor. Eu nu știu, tu ești, tu ai învățat treaba, dar eu zic, nici tu, vreau, nici mă, nici nu vreau. El a început la mine a striga, nu mă la mine, dar la mult să strigat așa. Zic, el a zis, și ce circ și aici la voie. În centru raional, la Iedineț, da? La Iedineț, la înregistrarea mașină, la autoregistrare. Nervos om, era ajuns de sărbătoare. El e lucrat acolo, a primit examen, până mi-ați primit examen, dar la mi-ați primit documente la înregistrarea mașinilor care au fost acolo. Noi am fost pe acolo și m-am dus că eu mai pot să-mi promoc acolo cu mașina. Și a spus că nu, mașina e mașină, și noi eu nu mă duc și nu mai mașinzești la mașina mea, îi spune. Eu dacă o spală mașina, că pe mine, când noi ne-am dus mai târziu o leată în trecut de acolo, când ne-am dus de Adem Maria câțiva clienți, și măcar așa, cum îi nemășit, era așa în brate acolo, înseamnă că era din ceva de la deși, înțelegi. Și vă și acolo, înțelegi, era câteam, era pe aproape, de 5, înțelegi, vremea la gătitul lucru, eu sunt vârtit pe acolo, am așa sunt vârtit, înțelegi, vă nemășit, dar nu au nici domnul să ne lămurească, să ne spune și hârtești documentele trebuie nouă. Parcă s-au patici, măi, parcă te gândesc cine știe și poliția asta, dacă au așa un comisar, așa au comisarul, adică cum îi spui cine este aici, ori ministrul lor, înțelegi. E un bătat în țară, înțelegi. Asta e un bătat, înțelegi. Polițiști care sunt oameni învățați, așa cum gândesc cu oameni de rând, înțelegi. Că se zic lucru când vei vecu. Îi sper că îi luau pe Dumnezeu de cioare, înțelegi, nu mă înțelegi. I-am scris lui domnul Jăzdan, înțelegi, să-i dea o comisie, la fața locului să vii și criminal, înțelegi, să vii să ne clarificăm, înțelegi, comisarul a zis, spui, deși eu dat răspuns fals, când eu am trecut, înțelegi, eu văd cu documente false, înțelegi, s-a deschis dosare penale, că acolo a fost zrâv, dar el scrie cu o crăpat scat, acolo a ticat la zrâv de malta, el spune că a ticat în casă. Dar de mai să vii la fața locului, spune că se discutăm, dar el a dat comisarul, ca comisarul să-i dea ei răspuns. Comisarul mi-a dat răspuns, înțelegi, cum mă vrut eu. Mi-a dat răspuns mincinos. Ca să vezi că eu i-am scris lui ministru să învie comisia de la Cineu, comisia de la Cineu. Nu, nu m-au scris oameni astea. Dar am de fapt nu m-au scris scris oameni la ministru, așa scris oameni. Și mai este unul pânzare acolo, eu dat-o lui pânzare și a fost și el lui pânzare. Eu știu cine e pânzare, asta e să mă ajută cu pânzare, cu chetrar, cu... cu alții trei ăștia. Unii nu m-așa adresa, înțelegi, da? La ăștia, la corupție, dacă eu m-am adresat de zeci de ori, niciodată nu mi-a dat răspuns doar pe toți și m-am scris oameni de ei. Dar nici eu nu m-a scris, înțelegi. Cum nu putea așa care au formit mașinile, transport, care au formit transportul avea, năclăzi, era Andreea Viedrept, trebuie și erau înregistrate doar de ei. Doar la transport, năclăzi, nu, înțelegi. Erau înregistrate. Când îi spune, îmi dă răspuns doar pe toți, noi nu putem îl trage la răspundere pe omul și ala, pentru că el nu a păstrat năclăzile. Dar orice răspuns frumos o găsit trebuie din vechi. Dar omul se jeală că Petrovici prie cuvintele tale, eu am plătit 100.000 la și eu. Omul se jeală exact ca eu. I-am spus că iau acolo. Asta cu ștorul să-i mie ninge am pe o altă niște, să-i spun la mâna la cameră. Că îi lasă din comisia și eu îi spun că eu am hârtiei. Înseamnă că a plătit 100.000 în buzunar. Și să spune, el spune, el se jelă la oameni, s-a plecat de pe urma lui Petrovici, el i-a dat 100.000 la așa. Înseamnă cum a ta lupți cu corupția, dar de fapt o hrănești. Băi, corupția, acolo la corupție, la tâși și vor, dacă îi iese bani buni, ei nu se uită la mine, ei eu spun, câte scrisori am, nici unul nu e că vrei. Ia că l-a prins, dar pe el, am vrut să... Anasă, de la Bărb, a fost adresul, i-a dus documente, înțelegi, când eu fost pe articul 265 și când niște mașini și-ai cu varca de la Brod, știi? Mi-a răspuns pe Brod și atât că te-ai scrie plânge și eu o să-i învăț pe Dumnezeu. Că aici este ceva în rând. Când la urmă, i-a dat răspunsul, deci doar pe Brod, în fapt, nu s-a devenit de tot normal acolo. Cum de tot normal dacă cum era scris hârtie pe articul 265, care este confiscația mărții? Apoi asta nu-i dacă este cu încălcare, nu-i. Și ia ca așa eu, Petroși, lucrează și putești cu morile de bără, Petroși. Și da, ceva, de mă, nici n-aș ne spune, că erau mulțurile astea mai de la, nu am vorbit, băi, dați din răspuns. Și nu-mi dați răspuns. Omul și ala, și să-mi întâmplat acolo? Uite, omul și ala, îmi dat un gaz pe Republică. Și bă, Petroși, nu e adevărat, eu nu-mi dat. Băi, dar de
ce nu l-ai adus tu? Știi, și-a că m-a sunat pe mine, ți-a dat un telefon. Ce nu l-a adus grăiați cu mine? Ce nu mi-a dat? Eu m-am luat și am dat pe drumul și mă duc pe locul. Eu m-am dat deca la gostiniță, la hotel, la Iedriță. Este cameră. Era cameră, tăt, cum acolo tăt fotografiază. Când vii, când intri în clădire, când te duci și la, chiar și la discotecă te duci. Au cameră, tăt au acolo. Când eu m-am dus cu dânsul acolo la cameră, noi pe toți nu s-a înregistrat materialul. Cum nu s-a înregistrat materialul? Eu nu mă înțeleg. Înseamnă că corb la corb nu-și scoate ochii. Măi, nu vreau să lucreze, că el mi-a spus unul de la el, eu spus, dar pe doar, eu mi-a dat în vechi, nici m-a ajutat pe ceva, dar el mi-a tot în poliție, eu n-am drept să mă aduc în vechi, să-l caut pe tine să-l vine. Eu le-a spus, băi, vreau să luați la murit la om, și-am dat la fădei, vă o sistem, luați la pe mine la el, că n-am vrei toți, în vechi telefon, și erau la cortel, la corpus, la Iedriță, la Cineu, când au fugit atunci atingere. Băi, luați la pe mine, că eu am să mă duc, eu am să-l găsesc, eu am să-și ia de treaba mea. Eu am să dau la aeroport, am să dau la Șnez de Roșnă, vocțal, am să mă duc, am să spun între ei, dau la poliție și să-l cac, când el a dat streacă, să-mi propească, chiar de la urmă. Ei mi-a bun eu, dar la să-i opri. Și noi n-avem dreptul. Noi n-avem dreptul. Cum aveți dreptul? Eu trebuie să dea lămurire, trebuie să dea, dacă a fost jefuit, trebuie să dea lămurire. Cine a spus? Nici eu am declarat treaba asta. Eu am văzut, spune cu părți, doamne Petroș, eu sunt de cetățean, acolo m-am născut, dar nu mai vreau să mai cap teritoriul pe această republică. Nu mai vreau să văd. Mă duc în alt parc, mă duc în alt parc, dar aici nu mai pot să mă duc. Eu am fost amenințat și am fost să mă ușit, înțelegi, că să mă ca și o catastrofă, dacă el ați declar, înțelegi că... Te referi la șia care a venit din... Te referi la șii din Germania care au venit în Moldova și au fost hărțuiți de poliție, da? Da, ai niște. Dar anul ăsta nu ai speranță că o să fie mai ușor pentru activiști ca ta și ca mine. Asta eu nu știu, dar ăștia, băiații ăștia, ei mi-au spus, înțelegi, că eu au fost și nu vor mai mult să vin în Republica Moldova. Chiar fiorul lui, dacă el a venit prima dată, a venit în Republica, să vadă pe unii bunei lui, a fost acolo, s-a rămas mirați, înțelegi, de treaba asta și trece în Republica Moldova.